Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi, Bangdit, să fac o analiză, ca să zicem așa, asupra evoluției jocurilor din franciza, din seria Counter-Strike. Așa că, hai să începem. Primul CS a apărut în 99 și era un mod pentru Half-Life, realizat de Min Lee, aka The Goose Man, unde avem easter egg-uri pe DAS 2 și pe 1.6, dar și pe Go. Și Jess Cliff, vocea lui a fost folosită în comenzile radio. Go, go, go! Report in, team. Affirmative. Need backup. Cover me! Și sound effect-urile de la finalul rundelor. Counter-terrorists win. Modurile oficiale ale jocului sunt plantarea bombei și salvarea ostaticilor. Mai erau unele cu evadare și asasinare, dar acestea nu au fost prea băgate în seamă. De-a lungul timpului, comunitatea a creat noi moduri, cum ar fi Gun Game, Grenade War, Respawn, Zombie, Dead Run, Paintball și multe altele. Următorul joc din serie a fost Condition Zero. Pe partea multiplayer era doar un simplu 1.6 cu o grafică mai îmbunătățită. Însă acesta are story, un story chiar foarte bun, unde există câteva weapon-uri noi. În 2004, odată cu Half-Life 2, apare și CS Source, cel mai bun CS în opinia mea. Pe lângă noua grafică oferită de motorul Source, au fost eliminați ochelarii de vedere nocturnă, pe care nici dracu nu-i folosea, și scutul, care era un cancer pentru joc. A mai fost modificat și sistemul de tragere, armele având un recoil mai mic, astfel încât poți face kill-uri mai ușor. Anii au trecut, Half-Life 3 nu a apărut, însă în 2012 apare CSGO. Pe lângă noua grafică, acesta are competitiv Wingman și Danger Zone, skinuri, multe skinuri, rusnaci în fiecare meci și cancerul gamingului, codații. Dacă Valve ar reuși să bage dracului un sistem anti-cheat, acesta ar fi jocul perfect. Însă pe ei interesează să bage skinuri noi și au mai și făcut jocul free ca să vină și mai mulți codați. Iar la final, m-am gândit să vă zic câteva lucruri mai puțin cunoscute despre joc. Un copil din Statele Unite a fost exmatriculat pentru că a creat o hartă PCS cu școala sa, iar Jess Cliff, despre care vorbeam mai devreme, a fost arestat în 2018 pentru exploatarea sexuală a unui minor. Cam acesta a fost și videoclipul, eu sper că v-a plăcut. Lăsați-mi comentarii părerea voastră care este cel mai bun CS și vreau să-mi spuneți alte serii de jocuri despre care să-mi dau cu părerea, să le fac așa o scurtă analiză. Eu o să închei aici și ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!